Ultimele acțiuni ale tinerilor PDL, și spun ultimele pentru că ei au avut, se pare, resursele de a acționa, de a organiza două zile consecutiv, mi-au dat ocazia să compar cele două evenimente și să spun așa da, așa nu. Prima categorie, așa da, evenimentul organizat de noi Tinerii Liberali a reunit peste 500 de tineri, marea majoritate membrii TNL, simpatizanți, dar și prieteni. Așa nu este caracterizarea pe care Emil Epure a folosit-o în ceea ce privește finalul petrecerii de vinerea trecută a organizației de tineret a PDL Giurgiu. Emil Epure a mai anunțat că membrii organizației Tineretului Național Liberal vor organiza luna aceasta o acțiune de plantare de arbori în municipiu, în replică la distrugerea copacilor de pe șoseaua portului. Cât privește acțiunea tinerilor PDL, aceasta o pot cataloga așa nu, consecințele fiind 32 de tei căzuți victimă actelor de vandalism și locuitorii din zona ștrandului deranjați de zgomotele produse de petrecăreți. Nu pot găsi nicio explicație pentru gestul lor, nu știu, lipsa de educație, răutatea, plăcerea de a distruge, au distrus practic imaginea orașului, pentru că șoseaua care leagă ștrandul de centrul orașului este desfrecventată de turiștii care vin la Dunăre.